accepta. Doamne Filip, vreau să vă întreb, voi ce relații sunteți cu domnul Plahotniuc și de când o cunoașteți? Suntem în relații de colegialitate, el este vicepreședintele Partidului Democrat și eu prim vicepreședinte, eu sunt vicepreședinte a Partidului Democrat, vă dați foarte bine seama că muncim într-o echipă. Vreau să vă spun că ne cunoaștem foarte mult încă de la facultate, pentru că am fost colegi de facultate. Da, în cazul în care o să ajungeți prim-ministru, o să vă consultați cu dumneavoastră în viitor decizii? Mi-ar părea bine să mă consult inclusiv și cu dumneavoastră și cu toți colegii din Partidul Democrat și nu numai, dar cu colegii din Parlament, îndeoseb cei care au constituit majoritatea parlamentară.